Realizarea unui proiect mare și complex e o provocare pentru toată lumea și sunt acum la Smart Air, alături de George Micloș, care a fost managerul de proiect al acestui proiect mare și vreau să împărtășim pentru voi ce a însemnat experiența managementului de șantier a unui proiect de o anvergură mare realizat într-un timp record. Bună ziua și bine v-am găsit! George, la partiul de Crăciun, la care am asistat și eu după ce s-a terminat clădirea, Gabi Ciordaș, investitorul acestui proiect, a spus despre tine că tu ești îngerul lui păzitor. Cred că a fost mai degrabă îngerul de business sau ceva. Da, de îngerul general. de business, da, a formulat-o bine. <laughs> și cum ai ajuns să fii îngerul de business păzitor al lui Gaby. acum, cum să zic, oarecum pas cu pas. Background-ul meu este, vin din domeniul bancar, ca să zic așa, așa m-am și cunoscut cu Gabi la un moment dat. El, sau firma Smartware, era client la banca la care lucram eu înainte. Ne-am cunoscut așa oarecum accidental, practic a trebuit să vin în locul unui alt coleg de la BRD în portofoliul care era și ne-am cunoscut și după în perioada relativ scurtă, mi-a propus să vin în echipa lui, în primul rând să mă ocup de partea financiară a companiei, ca și manager financiar, și să dezvolt partea de proiecte pe fonduri europene. Aveam în vedere la momentul respectiv două, trei proiecte, unul dintre ele în zona de agricultură, un proiect interesant care chiar acum. A îl finalizăm. Și de acolo încolo lista de task a crescut constant, implicarea mea în activitate a crescut de la lună la lună, până când am ajuns și la acest proiect care oarecum a fost un vis devenit realitate pentru el. El a văzut tipul acesta de clădiri din CLT. De la el am auzit prima dată de cross de timber. Ne am întâlnit noi în 2015, cred. Am venit eu la Oradea cu Alin. Am avut așa o discuție foarte fugitivă cu Gabi. Am făcut o prezentare despre CLT, am atat niște clădiri. Și după aceea lucrurile s La momentul respectiv, în 2015, acela, această clădire era un vis nerealizabil la nivel de companie, dar ideile lui de business au evoluat atât de bine încât ne-a permis ca ulterior să ne permitem și un astfel de, de lux, un astfel de mediu de lucru cum nu cred că se mai găsește în România, cu siguranță, sau în Europa de Est. Categoric, adică e o clădire excepțională. Mă rog, eu am fost implicat în asta, dar. Uh, una dintre condițiile pe care Gabi au impus-o în a le avea în această clădire a fost confortul. Asigurarea unei calități a spațiului de lucru net superioară tuturor celor care se găseau. Da, practic, asta a venit din experiența pe care au avut-o colegii mei din partea de programare, marketing și așa mai departe restul departamentelor, din, în clădirea pe care o aveam înainte care o deținem și acum, și clădirile în care am mai lucrat în chiriera, în alte spații de birouri. Eu am încercat în cadrul acestui proiect să înglobăm toată această experiență și să dăm cea mai bună variantă posibilă. Nu spun neapărat că am reușit să realizăm idealul, cred că idealul niciodată nu poți să-l atingi, dar poți să tin spre el. Și mai e și o vorbă, doamne, nu poți să mulțumești pe toată lumea, dar poți să încerci să obții un consens general, ceea ce cred că am reușit să, să obținem. Acum am ajuns eu să fac project management și în proiectul ăsta, pur și simplu... S-a evit oportunitatea și am făcut un pas în față, adică nu mi s-a propus neapărat, ci mai degrabă mi-am asumat în mod direct. Am zis ok, eu trebuie să fac lucrul ăsta și Gabi nu a avut o, o altă opinie. Pur și simplu a lăsat, a avut încredere în, în mine și m-a lăsat să merg înainte, pur și simplu. Proiectul a fost foarte, foarte din scurt, a fost foarte repede înainte. M-am reîntâlnit cu Gabi în 2018 la sfârșit, în decembrie, mi-a spus 2018, nu? Sau 2019? 2018. Am spus, vezi că vrem să facem clădirea din CLT, nu știm încă cât de mare, nu știm cum o să arate ca artectură, hai să fim pregătiți. După aceea, în februarie, am avut prima discuție cu echipa de arhitectură, în martie am primit conceptul, în august s-a pus s a montat prima placă de CLT. Da. <laughs> și a fost totul pe repede înainte, și aici am simțit. Um, mersul natural al proiectului datorită ție că ai avut o cadență, ai dat cumva o cadență, ai dat un ritm cu ședințe săptămânale, cu discuții săptămânale și mai ales cu o atitudine foarte bună în rezolvarea rezolva conflict. Eu am apreciat la tine foarte mult capacitatea ta de conflict management, de a dezamorsa de când apare și de a face lucruri să se miște ca pe a, Asta e o chestie pe care, să zic, vine cu experiența și vine cu, din experiența de lucru cu oamenii. La urma urmei, bottom line este că toată lumea vrea să facă o treabă bună. Doar că avem viziuni diferite despre cum să ajungem la acel cel. Trebuie doar să, având în vedere că avem două urechi și doar o gură, să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult. Asta este, asta este de fapt, cheia. Trebuie să ascultăm opinia celuilalt. În momentul în care îl asculți pe interlocutor, automat te va aprecia și automat va fi și el mai deschis să asculte și să înțeleagă punctul tău de vedere. Nimeni nu va aprecia un om care doar pălăvrăgește toată lumea și are, are dorința să se audă și să se afirme. Și cred că așa am reușit să rezolvăm situațiile limită prin faptul că am dat fiecărui posibilitatea să-și expună și să-și argumenteze poziția. După care, de comun acord, toți la masă am constatat că ideea lui X este mai bună decât ideea lui Y din următoarele motive, iar Y. A reușit să înțeleagă de ce X avea o idee mai bună și a reușit să i o susțină și să-l ajute în demersul lui de a atinge uh, obiectivul comun și să nu lucreze împotriva lui Asta este foarte important, niciodată să nu lucrăm unii împotriva altora în condițiile în care avem același obiectiv Deci toți vrem să ajungem în, ac în să același loc nu uităm de obiectiv atunci când avem drumuri exact. fiecare exact. Exact. este și o chestie de afirmare personală a fiecare. Fiecare vrea să-și impună punctul de vedere și să iasă ca și cum, domne, eu am fost cel cu ideea cea mai bună. Dar adevărul este că rezultatul trebuie să fie de echipă. Nu te ajută cu nimic dacă tu, Marius, vii cu o idee bună, dar echipa pierde. Trebuie să câștigăm toți și atunci vei câștiga și tu implicit. Degeaba câștigi tu concursul intern dacă noi pierdem concursul față cu, ceilalți din afară. Asta este, asta este realitatea. Adică cheia mersului bun a unui proiect e de fapt comunicarea, ascultarea și înțelegerea a fiecărei părți implicate. Da, și, cum să zic, urmărirea îndeplinirii obiectivelor intermediare asumate. Asta este foarte important. Adică, dacă ne asumăm că rezolvăm o anumită chestiune într-un anumit timp, practic aici a fost Cred că rolul meu cel mai important este să mă asigur că toată lumea își respectă angajamentul în primul rând de timp. Chiar dacă nu întotdeauna am reușit să, și nu toată lumea a reușit să se încadreze în intervalul pe care și l-a propus, dar urmărind îndeaproape am încercat să mențin o presiune fără ca acea presiune să, să fie destructivă. Mai degrabă să fie constructivă și mai degrabă să încercăm să sprijinim. Ok, hai să vedem unde te-ai blocat. Da, Ce probleme activ. ai? Hai să vedem, nu te putem ajuta. Chiar dacă nu sunt de specialitate de arhitectură, de structură, dar poate vin cu o idee out of the box, o chestie pe care poate tu nu te-ai gândit și eu vin doar pur și simplu și dau o idee din afară care poate să zici, doamne, da, s-ar putea să ai dreptate, hai să încercăm așa. Sau îți vine o altă idee de la ideea mea, care poate nu e bună ideea mea, dar ideea mea îți dă o altă abordare pe care nu ai fi făcut-o până atunci. Asta e foarte important ca lucrurile să fie ținute din scurt și de aceea a fost nevoie să avem acele ședințe săptămânale -a de a proiectare faptul. care după care s-au transformat în ședințe săptămânale de șantier în care ai văzut că fiecare un reprezentant important al fiecărei echipe care era on-site sau urma să intre în șantier în viitorul imediat apropiat participa la ședință, fiecare își spunea care e partea lui, că fiecare zice, domne pe mine mă încurcă electricienii, pe mine mă încurcă instalatorul, pe mine mă încurcă ăla. Bun, hai să vedem de ce te încurcă Hai să vedem cum facem să nu vă încurcați sau cum facem să înțelegeți că fiecare are rolul lui în șantier și să nu vă dați de lucru unii la alții uh, gratuit Și să apreciați munca care a făcut, adică dacă uh, omul a venit cu tubulaturile și le-a pus acolo, nu vii și calci peste ele ca ăla să aibă după aia ce să înlocuiască după ce ai trecut și ai montat cablurile de date Că n-am făcut nimic Plus a fost foarte important faptul că echipa de arhitectură a fost permanent in-house la noi. Asta a contat foarte mult datorită faptului că am avut un proiect care execuția s-a derulat în timpul proiectării. Da, asta Și azi. au fost soluții care efectiv veneau un în șantier înainte cu 5 minute de a trebui să fie implementate. Nu e un lucru fost, sănătos. Nu este sănătos, nu este da. sănătos, dar a fost necesar în cazul nostru pentru a putea să respectăm deadline-ul pe care ne l-am asumat, un deadline foarte, foarte scurt din punctul meu de vedere pentru un proiect de complexitate asta. A fost important, foarte important aportul echipei de, de la Inginerie Creativă care au venit și au stat cu noi, și au mâncat cu noi și oarecum am fost ajutat și susținut de aceeași tip de gândire matematică în toate deciziile care s-au luat, pentru că, la urma urmei, e mai ușor să lucrezi cu cifre. Da, Sentimentele doamne. sunt greu de, desc de descris în cuvinte, dar cifrele sunt ușor de pus pe tapet și sunt ușor de justificat și de susținut în fața celorlalți. Că de multe ori erau situații în care e mai scump, e mai ieftin. Bun, dar cu cât, cum, adică niște date exacte, că nu putem așa să luăm decizii pe e frumos sau e urât. Trebuie deci să vedem de ce. De ce? Și, și cu cât? cât? Și cât costă toate lucrurile astea? Că la urmă, urmei, vrem să facem proiecte frumoase, dar trebuie să ai și resursele necesare pentru asta. E, și aici ajungem într-o zonă mai sensibilă, mă rog, mai sensibilă. Și anume pe, în acest proiect, la un moment dat, a fost o criză legată de depășirea bugetului. Asta Așa pentru este. că avea, era acest deadline scurt de care a trebui să vorbim un pic de unde a venit acest, această presiune de a termina crederea foarte repede. Adică trebuia terminată la sfârșitul acelui an în care ne-am intrat în proiect. Desigur, s-a depășit timpul. Pentru că era... Așa este. Uh... Inițial deadline-ul pe care ne l-am asumat, dar acum uitându-mă spate nu era realist oricum, să terminăm până în 31 decembrie ale acelui așa an, în ideea în care una dintre echipele noastre, cei de la Creatopi în speță, trebuiau să se mute din spațiul în care era închiriat. Contractul acolo nu s-a mai dorit să se prelungească în ideea în care oricum ne făceam o clădire, și atunci deja proprietarul găsise un alt chiriaș care să vină în continuare imediat ce noi am fi eliberat spațiu. Uh, S-au găsit totuși soluții să se prelungească contractul cu încă două luni, ceea ce a fost suficient pentru noi ca să terminăm, să aducem clădirea la stadiul la care să se poată și lucra în ea. Chiar dacă, să zic, amenajările exterioare nu au fost gata, -au, fost gata s -s... au nu știu, mai aveam depus la în parte din spate a clădirii, dar clădirea era 100% funcțională, deci se putea. După care a venit, uh, a început pandemia, uh, mi-aduc aminte, azi veneau colegii cu calculatoarele, cu laptopurile să se pună în clădire, mâine li s-a spus trebuie să mergeți acasă. Deci a fost o chestie foarte ciudată. Așa. A fost frustrant mai degrabă. Pentru noi, ca și echipă de execuție, de management, oarecum a fost N-aș vrea să spun că bine venit, dar a fost un moment de respiro, pentru că, nefiind presiunea lor aici, am putut să finalizăm și amenajările exterioare într-un rit normal, fără să creăm un disconfort pentru ocupanți. că Evident că este un disconfort pentru ocupanți în momentul în care tu pe afară mai torni un trotuar, mai vii cu gazon, mai faci noroi, mai nu știu ce. Uh, și asta oarecum ne-a prins foarte bine, din punctul ăsta de vedere. Pandemia. Uh, da sau cel puțin momentul acela în care a venit. Acum pandemia nu putem să zicem că ne-a prins bine la nimeni, clar, dar acel moment de respiro ca să finalizăm și partea exterioară, ca să fie totul pus așa cum ne-am dorit. Cum ai gestionat acea criză de depreciere a bugetului și mai ales ce ai învățat din asta? Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că nu este sănătos să te apuci să implementezi un proiect Până nu ai proiectul final, și nu poți să ai un buget final. Practic, noi am început un șantier în, în momentul în care eram într-o fază incipientă a proiectării. Deci, noi ne-am apucat imediat ce am avut autorizația de construire da. și am dat ordinul de începere a lucrărilor. Probabil că ți-aduce aminte foarte bine că pe o parte a șantierului se turnau betoane, în altă parte se monta celeteu, în, altă modul, parte se confirma deci... încă proiectul de CLT la fapt. Exact, în altă parte veneau alții cu tubulaturile, deci a fost o, o chestie stratificată care, din punctul meu de vedere, a funcționat foarte bine. Adică am reușit să etapizăm și să aducem mai multe echipe în șantier, chiar cu riscul să se calce, ca să zic așa, în picioare, au reușit să, să se strecoare unii pe lângă alții și fiecare să-și facă bucățica lui. În momentul în care a fost proiectul gata și îmi aduc aminte că ultimul proiect care a fost ultimul proiect tehnic cu detalii de execuție care a fost predat a fost cel pentru sistemele de climatizare care pentru o clădire de genul ăsta sunt evident costisitoare și complexe. și complexe și în momentul în care am primit oferta de execuție atunci ne-am dat seama că e clar că vom avea o depășire de buget. Asta a fost un moment critic ca să zic așa. Eu era o veste pe care nu aș fi vrut să ajung să o dau colegului meu Gabriel însă N-am avut ce face, a trebuit să o dau. Evident că prima lui reacție a fost ok, cum rezolvăm? Am zis că lasă-mă să mă gândesc și găsim soluții. În calitatea mea de manager financiar al companiei, având acces la forecast în ceea ce privește evoluția companiei și așa mai departe și având o imagine globală a tot ce înseamnă cash flow în interiorul companiei, am avut posibilitatea să gestionez această situație și să mă bazez pe încasări viitoare, nu numai pe banii care erau puși deoparte pentru proiect. Și am reușit să eșalonez în așa fel uh, situațiile de plată cu, și să negociez cu toți colaboratorii noștri, încât să putem termina clădirea în același interval în care ne-am propus și să și ei să plece cu facturile achitate la final. Uh, N-a fost ușor, a fost o. o chestiune destul de complex de realizat, dar ne-a ieșit. Și ne-a ieșit pentru că ne-am bazat în primul rând pe ceea ce știam că poate compania noastră. Pe ceea ce știam că uh, nu că produce azi, ci că va produce în X Vitor. luni. Și mergând pe acel forecast de creștere, uh, care era fundamentată clar pe istoricul care l-am avut și pe previziunile pe care le-am făcut, am reușit să facem un cash flow al proiectului care să ne permită să nu trebuiască să oprim șantierul, nici măcar o zi. Asta a fost important și asta, asistând atunci la toate aceste discuții, mi s-a părut un gest așa foarte curajos și asumat de a duce mai departe clădirea, care e o clădire complexă, în care, nu, fiind o clădire doar parter, parter plus un etaj parțial, Costurile pe metru pătrat erau mai mari decât costurile unei clădiri de 3, 4, 5 etaje care să meargă pe verticală. Ce ai învățat din lecția asta? Deci, pe lângă proiectarea tehnică care trebuie să fie completă, cum să de asta în următorul proiect pe care îl facem? E clar că în următorul proiect pe care îl facem, noi o să începem execuția înainte să avem un proiect și o, bugetare o ofertă și o bugetare, bugetare corectă. Practic, un alt aspect care. Cum să zic, nu ne-a permis să controlăm foarte bine costurile în proiect A fost tot uh, timpul Pentru că venind soluțiile tehnice cu zi înainte Nu aveai timpul necesar ca să stai să explorezi foarte multe oferte Și de multe ori erai pus în fața faptului împlinit că trebuie să folosim soluția asta Care este la îndemână și poate veni imediat Nu putem să stăm încă două săptămâni pentru o soluție mai ieftină. Pentru că altfel dăm peste cap tot timingul proiectului. Și sunt anumite etape, ca la orice stratificație, de nu puteam să cumpăr folia anticondens după ce venea la Deci gen. Deci trebuiau făcut în anumite ordine și tot din cauza timpului și costurile oarecum au fost mai mari decât ar fi putut să fie din punctul meu de vedere, dacă începeam uh, proiectul uh, în momentul în care aveam un uh, proiect finalizat și puteam să cerem oferte concrete pe tot ceea ce includea. Dar uh, noi am avut nevoie de clădire și de aici a pornit totul și cu cu, riscul, cu toate riscurile asumate am reușit să finalizăm clădirea atunci când am avut noi nevoie. Și acum când clădirea este gata și utilizată, cum ți se pare? întreaga credere și întreaga experiență. Mi se, pare, mi se pare o clădire extraordinară, absolut deosebită, adică și asta nu spun pentru că am fost eu project manager, o spun pentru că văd reacțiile tuturor care vin uh, pe la noi în vizită și rămân mulți dintre ei uluiți. Wow, ce e aici? Cum ați făcut asta? Li se pare o chestie absolut deosebită. E o clădire care le place și colegilor mei care lucrează aici uh, pentru că la urma urmei pentru ei s-a făcut, și pentru ei era cel mai important să aibă confortul dorit. Sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, sunt lucruri pe care le-am mai îmbunătățit după ce am finalizat clădirea, dar au fost mai degrabă acțiuni de fine-tuning decât, cum să zic, erori mari. Deci, pur și simplu chestii care mai trebuiau ajustate, chestiuni care cred că sunt oarecum naturale. Și cred că apar la orice fel de proiect, pentru că din faza de proiectare e greu să prevezi cel mai, până la cel mai mic aspect În momentul în care îți vin oameni și ocupă clădirea, atunci îți dai seama că de fapt, nu știu, poate cuveta aia nu era bine chiar așa Oglinda trebuia mutată mai la stânga, grila de climatizare nu e chiar bine poziționată acolo, trebuie mutată 3 metri mai încolo Că deranjează biroul nu știu care, deci chestiuni de genul ăsta Sau mai trebuie adăugat un senzor de CO2, că... Nu este suficient oxigen pe zona asta, și atunci centrala trebuie să primească un semnal mai repede ca să spele și zona asta mult mai repede. O chestiune care am avut-o, de exemplu, la sălile de ședință unde sunt spații mai închise, și când ai o ședință, atunci centrala trebuie să introducă mult mai mult oxigen decât o face în mod normal pe metru pătrat pe aria respectivă. Pe parcursul șantierului am ajuns să putem bifa și plecând de la cerința fundamentală de confort și nefi neapărat o temă de proiectare, am ajuns și în zona asta de a avea o clădire eficientă energetic. Să zic, o chestie care oarecum a venit la pachet, a venit oarecum la sugestia ta și care cred că se potrivea foarte bine cu conceptul acesta de clădire din celete. Cred că era păcat să nu facem o casă pasivă, dacă tot am făcut o clădire din, din celete, adică all the way Crezi că investiția asta suplimentară merită? Având în vedere evoluțiile recente în ceea ce privește prețul la energie Și vorbim aici de gaz sau de energie electrică Că de fapt pe energie electrică se încălzește și clădirea aceasta prin pompe de căldură Da, cred că a fost o idee bună și cred că amortizăm mult mai repede investiția suplimentară decât uh, ai făcut un calcul inițial în momentul în care ți-am cerut uh, o justificare a măsurilor suplimentare, uh, da. măsurilor suplimentare de termoizolare. Acum, uh, un alt aspect a fost cel legat de hidroizolații, care sunt foarte importante pentru o clădire de genul asta și aici iarăși au fost niște costuri suplimentare, în primul rând datorită faptului că clădirea este oarecum semi-îngropată în pământ și atunci e necesar să protejezi lemnul. Cum ai spus tu, cel mai mare inamic al lemnului nu-i focul, e apa, de fapt. Și apa e un inamic care lucrează la lemn nevăzut, adică în momentul în care îți dai seama că... Alea da. au fost niște decizii asumate. Știm că noi în timpul de proiectării și în timpul efectiv la execuția, trebuie să luăm niște decizii care nu erau neapărat cele mai ieftine, dar erau datorită timpului, pentru că la momentul la care ne-am modelat structura de celulte, nu știam cum o să vină terenul. Nu aveam habar de cum va fi acord, amenajarea de, de și atunci trebuie să luăm niște măsuri suplimentare care știu, care evita în timp să vii să sapi de jur împrejur. Corect. Clădirea trebuie să fie una durabilă. Nu, nu ar fi fost oportun ca după 5 ani să ne punem să săpăm în stânga, în dreapta, ca să refacem niște hidroizolații. Deci banii plătiți acolo, cu siguranță ne aduc un confort pe termen lung. Dacă aș faci din nou bine asta, ce aș face diferit? Ce aș face diferit? Cred că aș face o evaluare mult mai corectă din punct de vedere financiar și mi-aș acorda mult mai mult timp ca să alegem mai bine anumite soluții. Dar toate astea doar ca să reduc costul că din punct de vedere al ceea ce am realizat aici, eu sunt perfect mulțumit. Dar cred că putem face același proiect cu mai puțin bani. Asta este singura chestiune pe care aș schimba-o în momentul de față. Dacă i-ai da mai mult timp. Dacă i-ai da mai mult timp. Deci dacă, dacă i-aș da mai mult timp, cu siguranță clădirea putea să iasă la un cost mai mic. Asta da, pentru că avem relația timp, calitate, cost. Două le țin mână, întotdeauna unul este în aer. Am fi Asta. avut timp să explorăm mai multe soluții și să primim mai multe oferte care a fost cea mai uh, care a fost cea mai intensă experiență pe care a avut-o în proiectul ăsta? Pozitivă sau negativă, dar una care ai simțit o tu că că am ondulestei oameni rațional ai cifrelor, dar undeva tot a fost uh... cea mai intensă probabil a fost uh, un moment, adică o perioadă în care uh, aveam uh, dificultăți în șantier, respect uh, legat de montarea tâmplăririlor și a ferestrelor. Asta au fost din punctul meu de vedere, cele mai dificile momente în tot proiectul. Ma, după cum probabil se vede din imagini, clădirea are niște ferestre mari, o sticlă cu trei file, destul de grea, vorbim de între 6 și 800 de kilograme în funcție, în funcție de... 800 de kilograme pe metru pătrat. Așa, ceea ce a presupus complicație deosebită la montaj. Mai ales că avem și anumite zone sub terase, unde era și mai dificil de montat. Acolo cred că am făcut cele mai mari eforturi ca să mă asigur că reușim să ne îndeplinim obiectivul. Deci acolo au fost momentele în care efectiv am stat round the clock în șantier. Lucru pe care Uh, în rest nu l-am făcut. Uh, pur și simplu am coordonat activitatea din birou și făceam vizite în șantier și m-am uh, folosit doar de sprijinul colegului meu, Ervin, care a fost manager de șantier. El practic mă ținea la curent cu tot ceea ce se întâmplă în șantier. Eu luam efectiv decizii uh, din birou folosind informațiile de la el și mă ocupam de contracte, de negocieri, de fluxul financiar și așa mai departe, de echipa de proiectare, de ședințele de șantier. Atunci a fost momentul în care a fost necesar să vin în șantier, să, fiu, să fie prezența mea fizică ca să mă asigur că echipele, cum să zic, aveau imboldul necesar. Să facă cât mai mult posibil în timpul disponibil. Și a fost neaprinsi și iarna, o perioadă rece în care e destul de greu să montezi sticle cu ventuze și așa mai departe, și am învățat multe lucruri care nu neapărat ar fi trebuit să fie să, să, le să fie știi. pentru mine să ajung să le știu, dar uh, cred că l a fost cel mai dificil moment. Un moment, uh, un moment foarte important de depresurizare pentru mine personal a fost în momentul în care am montat ferestrele și au pornit echipamentele de climatizare și am simțit că se încălzește clădirea. Deci ăla a fost momentul în care am zis, bun, de acum acolo e la vale. Deci okay. de acum încolo e la vale. Am trecut de punctul culminant, de acum încolo e la vale. Înainte de aia erau momente în care era rece în clădire, uh, ferestre nemontate, uh, acum vedem o podea frumoasă galbenă, dar vedeai uh, o grămadă de cabluri și tubulaturi peste tot și aveai impresia că e un semi-haos, dar uh, era un haos ordonat, de fapt. A fost un moment în care ați vrut să renunțați. Nu, nu, n-a fost asta. Nu s-a pus niciodată această problemă. Nu suntem uh, genul de oameni sau genul de companie care ne împiedicăm uh, de o situație care la un moment dat se pare dificilă. Uh, din contră, uh, practic situațiile dificile ne determină să fim mai creativi și să găsim soluții acolo unde alții renunță și din punctul meu de vedere întotdeauna am avut această viziune Acolo trebuie să mergem, unde alții spun că e greu. Deci, e imposibil să nu poți să găsești soluții. Și soluțiile le găsești prin a găsi oamenii care au soluțiile, pentru că nu am niciuna dintre specialitățile care au fost necesare aici. Dar, prin relația profesională și personală cu specialiști, am reușit să găsim soluții. Nu, nu s-a pus niciodată pe tapet problema de a se renunța la acest proiect, nici măcar în momentul în care ne-am dat seama că vom avea o depășire consistentă de buget și atunci ne-am așezat la masă, bun, ne liniștim, bem o cafea, hai să vedem cum găsim soluții. Că sunt soluții, întotdeauna sunt soluții. Nu renunțăm. Pentru că suntem într-o clădire care a depășit destul de multe limite în România, este la limita maximă admisă de proiectare din perspectiva lui P118, care este normativul de foc, pentru că avem o clădire din lemn. Un fel de bau al clădirilor <gri> de lemn. Din lemn da. Este cea mai mare clădire cu cea mai mare suprafață de lemn expus și aici am avut discuții cu pompierii. Dar mi-a plăcut când a venit comandantul de aici și a văzut clădirea și a zis, incredibil. Uh, deci suntem la această limită, pentru că e o clădire de 250 de metri pătrați, 2500 500. de metri pătrați pentru 250 de oameni și construită în timp record. A fost mai puțin de un an de când da. a stat la proiectare. Mai putem să o coti cam 9 luni. Cam în 9 luni a fost gata clădirea să fie utilizată. Utilizată. Da. 9 luni de la prima schiță. Da. Deci la prima discuție, la execuție, la practic la utilizarea ei și asta este o clădire record care a fost făcută și cu viziunea oamenilor ca George și al lui Gabi. Gabi Ciordaș, căruia îi mulțumesc pentru această experiență. Pentru noi personal a fost o experiență, a fost un proiect pur și simplu în care ne-am... Adevărul că e un proiect care ne-a plăcut la toți. Da, plăcut. Și oarecum toți am văzut-o ca și un proiect personal. Da. Și asta înseamnă că fiecare la rândul nostru ne-am implicat maxim cât am dat tot ce a fost mai bun din noi ca să ajungem la acel rezultat. Cred că am reușit să dăm un exemplu foarte bun, că se pot face lucruri deosebite și în România. Mi-aduc aminte de discuția care am avut-o cu cei de la KLH, la fabrică la ei, când uh, <coughs> ei impuneau oarecum transportatorul lor propriu și noi nu am vrut nici în ruptul capului să lucrăm cu transportatorii lor. Am impus transportatorul nostru. Ei ne-au impus niște condiții destul de drastice pe care noi am reușit să le îndeplinim și culmea, cu transportatorul român, care a lucrat pentru noi, a ajuns să lucreze și pentru ei și să le facă acum din câte știu 80% din transporturile în afara Austriei. Fai. Okay. Deci le-am demonstrat că se poate, prin seriozitate și prin faptul că le-am arătat că odată ce ne-am luat un angajament, putem să ne ținem de el. Așa că vă rog să nu mai spuneți că nu se poate, pentru că suntem acum într un exemplu viu și utilizat că se poate. George, mulțumesc. Și eu mulțumesc, Marius. Te interviu, dar și de toată experiența asta, pentru că eu am învățat este niște de... lecții. Uite, ideea asta de ședințe săptămânale, să știi că ne-am preluat mai departe și implementăm în toate proiectele noastre mai complicate. Și ne-am dat seama că merge, merg mult mai bine și mult mai, mult mai smut la nivel de birou. așa că Asta este una dintre lecții pe care le-am învățat. Și calmul cu care reușesc să tratezi și să negociezi lucrurile și să dezamorsezi conflicte. Este un alt lucru pe care eu personal l-am învățat de la tine, să știi. Mulțumesc Apricio. pentru apreciere. Aprecierea să știi că e reciprocă. Eu am învățat, iarăși, foarte multe lucruri de la tine. Din punct de vedere tehnic, ești un om extraordinar de bine pregătit, din punctul meu de vedere. Adică, și nu numai neapărat în ceea ce înseamnă structură, dar în o grămadă de alte domenii colaterale construcțiilor. și. Uh, Mi-a plăcut, uh, erau tot felul de discuții, ba cu instalatori, ba cu electricieni, și efectiv uh, no, le dădeai oamenilor uh, de lucru ca să găsească soluții, ceea ce a fost bine. Ceea ce a fost bine, pentru că oarecum i-ai făcut să iasă din zona de confort, să renunțe, să, propună doar lucrurile la care se pricepeau și să vină și cu alte soluții. I-ai provocat, -ai provocat. mi-a plăcut că le-ai dat această provocare. Sigur că câteodată a trebuit să intervin și să aplanez, cum să zic, nivelul discuției, ca să zic așa, ca să nu se inflameze și să nu se simtă nimeni jignit și să se înțeleagă că, domne, încercăm să avem o Uh, atitudine constructivă. Să găsim cele mai bune soluții. Exact. Pentru că se pot face și exact. soluții se găsesc după ce ești în zona de confort. Da. Întotdeauna acolo apare evoluție după ce ești în zona de confort. Exact. Exact. De câte ori te-ai gândit să picioarele lui Marius? Nu Marius? <laughs> <laughs> ok. <laughs> no, de nu. de vreo două sigur eu. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Cum să zic? Uh, știu cum e, tot timpul ai nevoie de o supapă, de depresurizare. Și câteodată se mai numerea să fie și Marius, acea supapă în care... Ai avut niciodată să momentul un moment pe ales? Nu, nu, nu. Nu știu dacă aș fi putut găsi pe cineva mai bine pregătit pentru proiectul ăsta. Ce te motivează pe tine? Nu știu, care e ul tău, drive-ul tău? Ai așa, îmi dai un film ăsta așa, de vreau să fiu ca tine. Ce mă motivează? Pur și simplu provocarea. Provocarea. Ești ca și atunci, știi, când ești multimiliardar, Uh, N-ai avea ce să faci neapărat cu niște bani în prost. E pur și simplu jocul. It's the game. E pur și simplu jocul. Joc. Jocul te antrenează. Și situațiile în care trebuie să ieși din zona de confort. Atunci când simți stresul ăla, când simți acea presiune în care știi că nu stăpânești foarte bine situația. E ca și atunci când mergi cu mașina cu o viteză mai mare decât ești obișnuit. Și simți tu pe tine că nu ești sigur pe mașină, și e, e acel feeling a, care, știi, băi, acum sunt la limită și acum trebuie să fac tot ce pot ca să trec de situația asta. Hmm, e ca atunci când eu pilotez? Oarecum, oarecum. oarecum. Când mi-o prește vasile motorul și intrăm în plicaj. Cred în, cred în compania asta, cred în tot ceea ce face Gabriel Ciordas. Mi se pare că e un om extraordinar care îți dă foarte multă energie da. și să știi că avem oarecare uh, simbioză, aș putea eu să spun. Adică sunt momente în care eu sunt low și el mă ridică și sunt momente în care el este low și le ridic eu. Și oarecum uh, ne ajutăm unul pe altul, ca, ca în momentul în care avem o situație în care ne simțim depășiți, nicio problemă, vine celălalt și hai că o rezolvăm, hai că o găsim o soluție și așa mai departe. Și asta e foarte important într-o echipă să existe susținerea asta reciprocă. În momentul în care ești căzut, cineva să vină să-ți dea acea energie să te restarteze, să-ți aprindă din nou focul. Și asta încerc să fac și cu colegii mei de la echipele pe care le gestionez. Eu în momentul de față, pe lângă faptul că mă ocup de managementul financiar al companiei, mă ocup și de divizia de agricultură unde am reușit să implementăm cu succes un proiect pe fonduri europene, am făcut o plantație de afine de 27 de hectare, cu tot la pachet cu packing house, cu tot ce trebuie, cu instalații, cu tot totul este state of the art, ca să zic așa. Pe care anul viitor vreau să o extind și uh, am clădit efectiv o echipă de la zero, și o divizie de la zero. Și exact așa se întâmplă și acolo. văd pe colegii mei, mergem, avem ședințele săptămânale, ok, ce probleme sunt, și văd când spuneai că ești bun, nicio problemă. Găsim soluții. Hai să vedem de unde găsim. Și e important să ridici omul atunci când e căzut. Și să vezi că săptămâna viitoare el va fi cel care îi va ridica pe alții. Mm -hmm. e, e o chestie contagioasă, pur și simplu. Deci, efectiv, e o chestie contagioasă. Asta a fost un alt material din seria material realizate pe tema Clădirii smarter. o clădire foarte dragă nouă și, și mie. Mai regăsiți în descrierea acestui material video linkuri către alte materiale făcute către un playlist dedicat de fapt, în care am vorbit și despre arhitectură, în care am vorbit despre experiența de șantier și în care voi mai adăuga diverse materiale video pe care le voi face. Urmează să vorbesc cu Ervin, sper să prind și pe Gabi. <laughs> și chiar le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect, care a fost un proiect intens, un proiect de echipă, un proiect cu oameni faini, în care am reușit să facem această cărere faină în România. Mulțumesc tuturor celor care ați fost implicați.